Echipele primăriei Timișoara s-au deplasat în cartierul Blașcovici, pe strada Semicerc, unde un teren public de aproape 2000 de metri pătrați a fost ocupat ilegal de o familie care și-a făcut casa aici. Aceștia au început acum mai bine de 10 ani să ocupe terenul treptat, începând cu câteva construcții improvizate și în final au ridicat o casă cu mai multe anexe și au îngrădit curtea cu o mare poartă de fier. Din primele declarații ale unuia dintre locatarii de la fața locului, reiese că acesta deține mai multe proprietăți la Timișoara. Domiciliile locatarilor sunt, după primele verificări, declarate în Belgia. Primăria a început demolarea tuturor construcțiilor, care niciuna nu era autorizată sau intabulată, pentru a elibera terenul aflat în proprietate publică. Aici avem de-a face cu o metodă care, din păcate, a funcționat în trecut. Un teren al orașului e ocupat aparent temporar de oameni care sunt aparent cazuri sociale, dar situația devine permanentă și construcțiile din ce în ce mai serioase. Transmitem un semnal clar că nu mai acceptăm astfel de metode. Timișoara are un sistem de locuințe sociale, care chiar dacă ar fi insuficient, terenurile orașului nu pot fi acaparate de cei care au cel mai mare tupeu, a spus primarul Dominic Fritz. De față a fost și o echipă a Direcției de Asistență Socială pentru a urmări situația copiilor prezenți pe terenurile respective. Primarul Dominic Fritz a emis o dispoziție de demolare pentru a recupera terenul în data de 23 mai 2024. Familia care ocupa terenul a încercat să oprească aplicarea dispoziției în instanță, dar acțiunea a fost respinsă de Tribunalul Timiș.